Bună ziua, numele meu este Ana Sândulescu și am fost invitată de către Institutul Cultural Român din Istanbul să vă citesc câteva poeme. Am ales să vă citesc din cea mai recentă carte, La topirea ghețarilor, apărut anul trecut la Casa de Pariuri Literare în București. În plus, în 2015 am debutat în proză cu un roman, Anamneza, iar câțiva ani mai târziu, în 2019, am coordonat alături de 24 de personalități un proiect care a avut în centru grupările literare din Iași anilor 90, și anume Club 8 și Utopos. În toate proiectele astea am depus foarte multă energie și foarte multă pasiune și mă bucur să văd că fiecare a fost perceput pozitiv fiecare carte în felul ei. Câteva teme pe care le abordez în poezia mea sunt, să zicem, dublarea eului, pierderea și regăsirea identității, speranța că totul va fi bine, că totul se va termina cu bine, senzații precum depresie, anxietate, doliu. Da, toate acestea sunt sentimente pe care le disec în poezia mea și sper că selecția pe care am făcut-o astăzi o să contribuie la formarea unei percepții în legătură cu poezia română contemporană, sper că pozitivă. Credeam într-un start bun, un început pur. Pe afiș erau Victor, Pascual și Amelia, fiecare cu picturile și cu poeziile lor de companie. Some of them gave me the stink eye. Alții nici nu s-au uitat la mine. Senzația că eram translucidă, multiplicată de efectul spectatorului. Începeam să înțeleg ce simt oamenii atunci când sunt stânjeniți, ce simte Lia când iese din casă, era mai puțin de o umbră, poate o alveolă. Nu ar trebui să-mi fac afiș electoral, publicitate în complicitate, selfie pe rețele de socializare. Înțeleg, sunt vremurile în care dacă nu faci marketing sau dacă nu ești îngânfat, o să fii dat la o parte. Rămâi în penumbra obrăzniciei și a pieptului umflat, îți pierzi culoarea, te împrăști în beznă, devii uitat, dacă vreodată ai avut norocul să fii altfel decât invizibil. Ar trebui să rămână o bătrână înțeleaptă, un umil prezbiter, să nu îmbrățișez tehnologiile emergente, să nu integrez VR-ul, să nu învăț programare și design, coduri de culoare, cum să-mi fac un website, SEO, link building și optimizare. Nu ar trebui să devin un mamut digital cu rădăcini viguroase, împrăștiate în toate direcțiile posibile. N-am pus niciun strop de suflet în schițele mele de dinainte, nu m-am implicat deloc, nu am făcut niciun pariu, nu mi-am asumat niciun risc, am pictat ca o moluscă surprinsă la infinit. E musai să dezvolt acel ritual zilnic, în fiecare dimineață, to kickstart my day, să încep zilele cu vână, să pictez cum trebuie, dar cum trebuie. Sunt ani în care am așteptat cu sfințenie culoarea verde smarald de la semafor și sunt săptămâni în care mi-aș dori să traversez pe interzis, pentru că în sinea mea sunt alertă, pentru că îmi simt sângele revitalizat de o forță planetară, pentru că devin atentă și mi-s cunoscute regulile din trafic, regulile lumii în care mă mișc. În schimb, îmi umplu timpul în absența prietenei mele împotriva unei decizii pripite, fataliste. Ne la locul ei, la sud-vest, am vizitat Cap la Miacra și Valnoca cu Amelia, Espera, Pascual și Victor, miligolașe, pulpe încordate și frig, cumplit de rece, nemaipomenit de neplăcut, alături de oamenii potriviți. Urmează și un poem pe care l-am citit destul de des, dar vreau să-l împărtășesc și cu publicul Licere Friendly. Există o seamă de concepte pe care am ajuns să le înțeleg, pe altele nu cred că le voi pricepe vreodată.
Mă simțeam de parcă aveam o pată pe retina logicii, realitatea am scăpat printre rânduri. O breșă în copilărie, un capitol peste care am sărit, o lecție neînvățată, un flux ilogic al fenomenelor, o interpretare greșită a realității, concluzii pripite sau lipsa concluziilor cu totul. Când auzeam vorbindu-se despre rudele primare ale unui om, mereu aveam o vagă imagine cu patru părinți. Chiar și acum, când sintetizez datele astea, simt că cineva ar putea să aibă două mame și doi tați. Mama de pe partea tatălui și tatăl de pe linia maternă. Caloriferele sunt pornite, ușa e închisă, ferestrele sunt acoperite, jaluzelele trase, am îndeplinit ritualul și atunci, de ce mă simt ca un hard disk defect neactualizat? De ce mă simt ca și cum aș fi ratat o experiență esențială? Acestea sunt câteva dintre preocupările unui poet român contemporan. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru audiție și să ne auzim, să ne reauzim sănătoși cât mai curând. La revedere!